Săptămâna trecută ne-am luat amândoi chitări cu 7 corzi și primul lucru al lui Toliu a fost să zică că bă, dacă vă apucați de să faceți piese de șepcari. Și ăsta e răspunsul nostru că nu, să nu-și facă griji. Stai liniștitor, nu-i problemă. Facem acum. Am zis că o să fie bine, mă. Frații tăi au grijă de tine, mă. Nu stricăm noi treaba, mă. O să fie cum treabă. Bă, să ține un pic. Deci, e 3:30. Am stat toată dimineața de la 12 să iau mașina de la mecanic. Petroșaniu ăsta, satul ăsta de unde venim, e super aglomerat de mașini, sunt ambuteiaje peste tot, nu înțeleg nimic. Trebuia să fim la 8 la București să avem repetiție. E 3:30, n-am cum să zbor. O să întârziem. Toată ziua m-am certat cu oameni. E o zi de căcat. Dar nu contează. Că filmăm și mă înveselesc. Rock on, motherfucker. Ăsta e defileu, suntem pe defileu. S-o lucra la el cel puțin 10 ani. Drumurile în ultimul an au fost perfecte. Iară le-o tăia, bă. Uite, bă. Ce fac aici? De ce taie drumul? Ce-am obsesie? Ce faci să-mi bag p***a la mătă? De-aia eu te drum, că mă obsesc? Pula de... Ce? Focalizează-mă, pe placă, ce ești nebun? Focalizai-mă, mă, calmează-te, mă, trăiță, fără. Gata, mă, suntem bucuri. Uite, reclame, Cura. Am uitat ce am mâncat shawarma în București la Dristor 2. Shawarma unboxing, wa? Da. Yeah. Am venit de la sală, am luat camera de hotel, ne merem în Constanța cu trenul și peste drum. Ăștia aici, cred că dau ceva mâncare expirată sau ceva caritate. Fiți atent câți oameni ești la rând să bat piciorul. Nu sunt întors, nu. Și după aia întors în Constanța, duminică, cu ăla de la 1. Unul întreg și unul la de. La da. Două apă plate, vă rog. Cantitatea o să vă rog. Jumătate de litru. Dați, vă rog, și o cola cantitate 330 ml. De bine? E foarte bine. 25 de lei și 50 de bănuți. 50 de bănuți? Vă rog. Bine? Seara plăcută? Seara plăcută. Fiți atenți aici, boss. Ciao. Fii atent, boss. Am fost să ne luăm. Hai să vă explic toată șmecheria, da? Noi avem numai un concert în weekendul ăsta, nu două, și venim de foarte departe până la Constanța. Hai să luăm mașina până în București, oricum aveam repetiție azi. Și mâine să luăm un tren, că na, de aici sunt foarte dese trenurile, nu știu ce. Și am fost acum noaptea, e 1, suntem în gară. N-am găsit bilet nici la dus, nici la întors, nimic. Și nu pot să ne elibereze, că n-au locuri, căcat din ăsta. Prin urmare, ata-ata. Să luăm mașina în continuare până la Constanța. Ce să-i faci?
Bem o bere. O hotel. Pichetă cu vacă. Ce vrei, mă? La intrare, da. Micul dejun la două farfurite la boss. Dacă nu încăpu pe una. Te luat lipi? Da. Dar ai băut și la târgulorești. Te-ai crezut că merge la strandul ăla? Da. Păi dacă rateam de strandul. Băiatu! Hai cu amă, să dau banii, mă! Ia, mă! Da, da, cercu, da! Spală bine, da? Da, da! Vorbeam despre Marco Polo și Kublai Khan și m-a întrebat Alin dacă am văzut serialul pe Netflix sau pe unde dracu și chiar l-am văzut. Mi-am adus aminte că eu în tinereță, cam prin clasa 12, am văzut Marco Polo, că rolul principal, rolul lui Marco Polo era Rocco Siffredi, când era tiner el, și o trăgea la nevastă lui Kublai, și ăsta cumva i-o prins, și ăsta ca să se scoate explica că el ca musafir aduce cadou o cărămidă și pe chestia asta șeful cel mare trebuie să împartă nevasta cu el. Și următoarea fază era că era nevasta lui Kublai, o coadă imensă, fiecare individ cu câte o cărămidă în mână și după vreo 20 de minute de porneșaguri, imaginea următoare era marele zid chinezesc, arătau ce era așa s-a construit. Și cred că era mai fain decât ăsta de pe net. Mă duc la Mamaia, e plin, nu găsesc niciun loc de parcare, în puii mei și suntem în 15 septembrie. Canapea de care trebuie să fac și eu, aici am nutriție cu Bogdan, cred că... A, pe avem în loc. Deci e bine, da? Da. Satisfăcut? Da. Aici e fain, mă, la mine. Da, frumos azi. Să stai să stai la dimineața. Da. Da. Așa, da, mă. View of the sea. Mini market non-stop. Pivo. Da. Pivo. De ai văzut imediat. Mini market ăsta. Pivo, pivo. Uite-l, uite-l. Uite. Double decker. Care e la deasă? Toate? Toate. Da, de pe amândouă, că poate trebuie ce. Nothing else matters.
Acum e bună? Foarte bună. Foarte bună. Singura chestie îmi place că nu mai am barbă. Aia da, ai văzut? Am fost la probe, au durat până la 7, puii mei. Am venit la apartament și am dormit până acum, ai 9 și ceva. Acum ne îmbrăcăm și fugim repede la club. Gata, ne-am îmbrăcat. Un action. Portofelul se întrebe. Treaba, treaba. Mulțumim și la revedere! Okay. See you later, man. See you later. Ciao. Cei care nu știți, în episodul trecut, ăsta e la care dormea cu telefonul. Eu o să dorm și acum, stai liniștit. Am licență și tot dorm, doar în... Ce vrei să spun? Ești tovarul de la Kempes, da? Mai bine te poști. Deci, da. Și zi unde ești născut. Băi, deci, am fost conceput. Da? În Oricani. Și m-am născut la Vaslui. Explică la oameni. Da? Cum ziceți voi în Constanța la omule sau prieten? Șaule! 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 Un șau, doi? Doi șai! Doi șai, a? Am înțeles. Noi așa suntem obișnuiți, să spunem. Păi la Constanța aici, așa. Corect, Constanța, marea, frumos! Vă invităm pe toți, haide, veniți la mare! Gata, ajunge! Uite, el un alt prieten din Constanța de-al nostru, salut, salut. Marinar, mare nu? Fan, marinar, navigator, ce? Vaporean, cum se da, spune. Ce faci pe vapor? Ofițer punte. Mâine voi pleca pentru 6 luni în Singapore, zona aia. Și acolo stai alea 6 luni tot timpul? Sau? 6 luni, sper că stau pe acolo pentru că e o zonă destul de liniștită, dar nu se știe niciodată. Ai nevastă în Singapore, a doua. Vedem ce găsesc acum. Voi căuta pe public24. Da, am auzit că e mișto Singapore, tare. Este superb, da. Singapore. Am văzut imagine. O singură dată în Singapore. Am coborât odată cu un popor acolo. Este într-adevăr superb. Imaginează-ți că au, sunt ce m-a impresionat pe mine cel mai mult din Singapore. Au fost două lucruri. Sunt trei zgârienori pe care pe acoperișul lor e un vapor pus. Serios? Este o navă pusă pe trei zgârienori. Este suspendată între toate cele trei și acolo e un club, piscină, da? Un spa, un... Deci este superb ce este acolo. Mă simt septembrie, deci mâine plec în jur de sfârșitul martie. Da. Cam așa. Totul depinde de companie. Deci asta e, man. Ne vedem la anul în Constanța. Ne vedem la anul, abia aștept să ne vedem în Constanța, în vamă, în da. Oriunde ar fi, când vin de acolo, voi merge absolut oriunde să văd o formație, să văd un concert. Sincer să spun, după chestia asta este lucru care îmi lipsește cel mai mult. Te cred. Deci faptul să merg, să merg la un concert. E, las absolut... că găsești și în Singapore un bar. Găsesc un bar, dar nu, e foarte greu să cobor de pe vapor. Ah, am înțeles. Deci chestia e că ești acolo, e foarte greu să cobor. Da, da, da. E o... Deci asta a fost singurul lucru, nu mi-a lipsit băutura. Deci da, e, un, e o navă dry ship, n-ai voie alcool, da. Absolut deloc. Deci nu asta mi-a lipsit. Deci cât mi-a lipsit un concert, să merg să văd o trupă live, orice trupă ar fi, orice gen ar fi, da, da, da. Orice gen să cântă la o chitară, metal, bineînțeles, da. Nu neapărat de metal, hai rock. Să zicem și un rock, da. Dar asta mi-a lipsit cel mai mult. Frunză verde, mere, pere, nu te însura, măi, vere, huo! Bună, bună! Chiar el e îmbrăcat în cămeșă. Ai văzut? Dacă vrem, suntem îmbrăcat în cămeșă și avem ce...
ceva niște pere, că mai știu câte una, două chestii. Congelator de la ceva. Ah, bună! Bună, bună, bună! Acum pe bună! Șosări dimineață. Acolo sau repupare pe care mă. Uite ce faleză luminate acolo cu saorma. Uite acolo Stefan, ai văzut nimic. Da, și saorma se uită la cucalat. Acolo clubul. Yeah. E ceva, mă. Nu mi-a dat, mă, clubul ăla de fratele. Nu se vede nimic, mă, calmea asta. Bă, de ce? Opa, aia, spate. Hai să-mi dau pe urmă. Bă, de ce? Hai să-mi dau pe urmă. Petruț face baie la 4 dimineața. Bă, ce faină e apa. 3 grade. Da, 3 pune. Hai. Go. Ultimul weekend de litoral e... Ăstea și-au luat fiecare ciorbă, eu uite ce mi-a luat. Apa. Uitați-vă cum arată chestia asta. Să veniți aici tot timpul la Constanța, la astea turcești autentice, mâncare e cea mai bună. Cea mai bună. Mavi. Mici. Zice. Mici. Mici de la dealul negru. Da. Mi-ați de geamul, ce curat e! Perioada cerului va fi variabil cu unorări temporare și varii restanțe ploi despre perioada. Pare bine să văd. Mai povesteam lui Bogdan că în 97, spre iarnă, abia așteptam să apară albumul cu Gothic. Când am văzut la întâlnirea de la miezul nopții și... Da, bă, că omul ăsta e cea mai important ca tine. Și are tricou mai frumos ca tine. E clar. Mai frumos care s-a decât tricou. Asta e în 98, când în Metal Hammer albumul vostru a avut nota 9. 9, da. It's fucking awesome. Să știe, mă. Din păcate am pierdut un pic contactul, dar... Să ne mai bine cu chitara asta. No, hai să mergem la gara, mă, mai am una la fel. Și eu am exact la fel, am. Da? Da, super. Natali. Da, e super, ok. Ți-ai luat bilet? Fiți cu minți, drum bun să aveți. Ciao, man. Ciao, ne vedem. Ciao. Ciao.